Jurnalele RTT. Momente emoționante și bucurie joi pentru cei mai buni absolvenți de a 8-a din județul Brașov. Cei 7 elevi care au obținut media 10 la probele scrise ale evaluării naționale din această vară au fost premiați cu câte 2000 de lei de Ministerul Educației. Banii au ajuns la absolvenții de nota 10 prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean. Au fost premiați în bani, bani acordați de Ministerul Educației, astăzi reușind această distribuire administrativă a premiilor către acești copii. Ce sumă au primit? 2000 de lei fiecare. Așa cum le-am spus și lor, ei devin modele pentru colegii care vin din urmă. Deși am trecut o perioadă grea de pandemie, o școală, scenarii, știm prea bine, online, hibrid, ei s-au mobilizat și au obținut nota maximă la evaluare națională. La ceremonia de la sediul Inspectoratului Școlar Județean au fost invitați directorii unităților școlare, unde acești elevi de excepție au absolvit clasa a 8-a, părinților și profesorii. Absolvenții de nota 10 se bucură că munca asiduă și rezultatele le sunt recompensate și în acest fel. Am ales să merg la Meșută, deoarece consider că este un liceu foarte bun și că îmi dă multe oportunități în viață. Ce se pare acum față de școala gimnazială? Sincer, mai greu, dar e plăcut. Adică e foarte frumos, e fain. Mă bucur tare mult că există această recompensă pentru noi, cei care am muncit atât de mult. Nu consider neapărat că doar noi merităm. Consider că toți cei care au depus un efort anul trecut, toți copiii, care au luat rezultate foarte bune la examen, merită această recompensă, dar ne bucurăm că noi am fost printre cei aleși. Veneai de la Dumbrăvița, da. Cred că ești primul elev al școlii cu media 10 la evaluare? Cred că cu media da, dar mai au fost mulți elevi care au intrat la licee foarte bune din Brașov. Te așteptai la media 10? Nu mă așteptam. Adică, cel puțin în limba română, unde gradul de subiectivitate e mai mare și nu știam la ce să mă aștept, dar la o notă bună, da, mă așteptam. Ce înseamnă această recunoaștere de astăzi pentru tine? Înseamnă destul de mult. Văd că efortul nu e în zadar, adică niciodată nu e în zadar pentru că îl faci pentru tine, dar recunoașterea asta este foarte bine primită, să spun așa. Dintre cei 7 premianți, 3 au absolvit școala gimnazială numărul 5 din Brașov și câte unul la școala gimnazială Dumbrăvița, școala gimnazială Prems, Colegiul Național Andrei Șaguna și Liceul Andrei Mureșanu. În prezent, 6 dintre aceștia sunt elevi ai Colegiului Național Andrei Șaguna din Brașov, iar unul al Colegiului Național Dr. Ioan Meșotă din Brașov. Încă nu se distribuie pachetele cu ajutoare alimentare, pentru că au apărut în spațiul public informații referitoare la acordarea pachetelor cu produse alimentare. Mulți dintre potențialii beneficiari doresc să le primească și sună sau se prezintă la Direcția de Asistență Socială. Reprezentanții instituției au transmis precizări în cursul zilei de 10 noiembrie. În acest moment nu a început distribuirea pachetelor cu alimente în municipiul Brașov. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 84/2020, ajutoarele în cadrul programului operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD, finanțat din Fondul de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane, se distribuie către următoarele categorii de beneficiari. Beneficiarii devenit minim garantat, familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, precum și persoanele sau familiile aflate în situații critice de viață pe perioadă determinată. Reprezentanții DAS Brașov spun că de îndată ce vor sosi pachetele așteptate de beneficiarii din Brașov, vor comunica de îndată. În momentul în care pachetele cu alimente vor fi transmise spre distribuire, Direcția de Asistență Socială va informa în cel mai scurt timp beneficiarii îndreptățiți să se prezinte pentru a intra în posesia acestora.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a transmis miercuri că dorește ca această tranșă să ajungă la toți beneficiarii înainte de sărbători și tot până atunci să fie încărcată o nouă tranșă de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin Sprijin pentru România, pentru ca înainte de Crăciun fiecare român vulnerabil să primească și ajutorul pe card, dar și pachetul cu cele 24 de kilograme de alimente. Muzeul Casa Mureșenilor poate fi descoperit printr-un joc video. Așa cum ne-au obișnuit, muzeografii dau dovadă de multă creativitate în folosirea celor mai moderne tehnologii și încearcă să-i atragă pe copii și pe tineri spre muzeu. Acum, în urma unei colaborări, au creat un joc video, la finalul căruia cei care îl joacă vor afla secretul familiei Mureșanu. Practic îi invităm pe elevi, pe elevii cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani, să pună mâna pe telefon și să ne cunoască, să ne descopere într-o altă manieră, într-o manieră neconvențională, am zice noi. Oferim acest tur virtual care cuprinde 24 de provocări, câte 3 pentru fiecare dintre cele 8 săli de vizitare a expoziției permanente. Punerea la punct a aplicației a durat mult mai puțin decât în mod obișnuit, chiar dacă provocările pentru firma de IT au fost diferite de cele întâlnite până acum. Partea de documentare a fost foarte importantă, spre deosebire de un joc obișnuit unde lucrurile sunt un pic aruncate acolo, provocările sunt un pic alandala. Aici am pornit de la o documentare solidă, de la adevărul istoric și de la un scenariu bine făcut de domnul manager Dr. Valeriu Rus, care e foarte diferit să când lucrăm pe adevăr și pe istorie față de povești imaginare cu, nu știu, orci și zâne sau alte minuni de genul ăsta. 120 de studenți ai Facultății de Sociologie a Universității Transilvania au contribuit la punerea la punct a programului. Deși grupul țintă este format din elevi de 10-15 ani, studenții noștri au avut contribuția, vorbesc de studenții de la media digitală. Ei au fost implicați în activitatea de testare a prototipului și din experiența lor, să spunem așa, și de jucători și de totuși tineri până la urmă, deci această aplicație a fost îmbunătățită. Pentru îmbunătățirea jocului au fost folosiți elevi care, după ce s-au jucat, și-au spus părerile. La final a rezultat un joc atractiv pentru cei care au vârste între 10 și 15 ani. Jocul este foarte interesant, mi-a plăcut grafica, întrebările, sunt niște întrebări de cultură generală de care trebuie să citești despre Mureșan, despre familia mureșanilor. Mi s-a părut foarte atractiv și interesant și mi se pare foarte fain făcut, pentru că copiii din vremurile acestea stau foarte mult pe telefon și jocul ăsta este chiar educativ. Odată ce am intrat în joc, am știut să mă duc direct în camera în care trebuia, pentru că pe jos îți arată pe unde, deci este foarte ușor de folosit aplicația. Și ce ai făcut acolo? Atunci când am ajuns în camera, am apăsat pe un semn de întrebare și acolo mi-a dat un puzzle. Puzzle-ul a fost foarte ușor de rezolvat. De acum, Muzeul Casa Mureșenilor poate fi vizitat de oriunde prin acest joc interactiv. Campania Donează Sânge Salvează o Viață, prin care Jandarmeria Română sprijină periodic centrele de transfuzie din țară, a continuat în aceste zile cu o acțiune a jandarmilor brașoveni. Picătură cu picătură, mililitru cu mililitru, am reușit să strângem sângele salvator de viață pentru peste 300 de persoane care au așa mare nevoie de el. Cei 102 jandarmi care au donat zilele acestea au făcut-o convinși că gestul lor mic cântărește foarte mult pentru viața celor care au nevoie de sânge. Ne-am întărit rândurile nu numai în rândul personalului operativ, ci și în rândul donatorilor, noi noștri colegi, alăturându-se entuziaști demersului nostru.
O parte din sângele donat de jandarmii brașoveni va ajunge la Vladimir Ștefan, un băiețel de 10 ani diagnosticat cu leucemie, care se află internat la spitalul de pediatrie din orașul nostru. Are nevoie constantă de sânge din grupele 0 și A, ambele RH negativ, motiv pentru care jandarmii îi îndeamnă pe toți cei care știu că au una din aceste grupe să contribuie la salvarea băiețelului. Pentru jandarmii brașoveni este cea de-a treia campanie de donare de sânge din acest an și promit că vor răspunde prezent ori de câte ori pot ajuta. Duminică vor fi restricții de circulație în municipiul Brașov pentru crosul 15 noiembrie. În 13 noiembrie, între orele 11 și 13, pe raza orașului nostru, se desfășoară 3 concursuri de atletism. Circulația în municipiu, în zonele și punctele adiacente traseului, va fi restricționată de la ora 10 până la ora 13. Concursurile se vor desfășura pe traseul Parcul Industrial Roman, Strada Poienelor, Calea București, Spitalul Județean, Spitalul Astra, Bulevardul 15 noiembrie, Intersecția 3 Alimentare, Centrul Civic, AFIMOL, Tribunalul Brașov, Spitalul CFR, Sala Patria, Teatrul SIC Alexandrescu, Prefectură. Se va alerga pe contrasens din direcția de mers dinspre București, spre centrul municipiului, pe 2 sau 3 benzi de circulație. Parcarea autoturismelor pe banda de circulație de la Târgul de Vechituri, de la intersecția străzilor Poienelor, Carpaților până la benzinărie, va fi interzisă. De la intersecția străzii Nicolae Titulescu, Calea București, la strada Carpaților, circulația se va face pe o singură bandă, prima dinspre Spitalul Astra și Tâmpa. În zona prefectură Modarom, de sâmbătă 12 noiembrie ora 14 până duminică 13 noiembrie ora 19, circulația va fi blocată pe tronsonul de la Bulevardul Eroilor, strada Postăvarului, până la trecerea de pieton de la insula de lângă Troiță spre strada Republicii. În acea zonă va fi amplasată scena pentru festivitățile de premiere. De sâmbătă 12 noiembrie ora 18, parcarea publică de vis-a-vis de stația de taxi de lângă prefectură și parcarea publică, porțiunea de la trecerea de pietoni de la Modarom la strada Piața Teatrului, vor fi eliberate de autoturisme până după încheierea concursului. De la ora 24 a zilei de sâmbătă, mașinile din parcările amintite vor fi relocate în parcări învecinate. Restricțiile provizorii de circulație se instaurează inclusiv pentru mijloacele de transport public, pentru mai multe linii ale RATBV, a căror activitate va fi suspendată total și temporar. Astfel, între orele 9:30 și aproximativ 13:30, va fi suspendată circulația mijloacelor de transport de pe liniile 1, 2, 2 barat, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 22, 31, 32, 34, 36, 37, 50, 52 și 54. Pentru a asigura rute de transport alternative, în intervalul 9 și jumătate, aproximativ 13 și jumătate, RATBV va devia liniile 35, 41, 34 barat și 25. Autobuzele de pe liniile metropolitane 612 Brașov-Târlungeni-Purcăreni și 620 Brașov-Budila vor avea capăt de linie în terminalul Saturn, nu mai ajung în terminalul Roman. Evenimentul de duminică 13 noiembrie face parte din seria de manifestări publice organizate cu prilejul aniversării a 35 de ani de la Revolta Anticomunistă a Muncitorilor de la uzina de autocamioane Brașov din 15 noiembrie 1987. Jurnalele RTT.